Eu am să încep de altfel cu intro-ul spectacolului Între două pastile și o să vă mixez un pic ceva live și am să continui povestea, o să o iau de acolo. Nici acum ce e și nici atunci.
cam asta se simțea în cazul meu. Bănuiesc că fiecare dintre noi aici am avut un moment în care ne-am simțit pierduți, nu știu, distruși, făcuți bucăți. Al meu, eu am avut mai multe momente, dar cel din episodul depresiv a fost major. Ce cred că e important să știți e că în depresie e o boală foarte perversă, în sensul că te depersonalizează foarte tare și ajungi în niște momente și niște stări în care nu mai ai niciun contact tu cu tine. Nu te mai recunoști, nu știi cine ești, nu știi de unde să o iei și ce să faci. În cazul meu, pentru că sunt o fire nerăbdătoare și n-am răbdare pentru nimic și nu vreau să se rezolve totul repede și sunt și încăpățânată, cum spunea Cristi, asta a fost șansa mea, că am hotărât că mi-am dat seama că nu mai controlez lucrurile, cum am spus și în video-ul ăsta. Și am mers să cer ajutor, ceea ce foarte, foarte repede, într-un interval probabil de vreo 2 săptămâni, ceea ce a fost esențial și cred că m-a ajutat foarte, foarte mult în procesul de recuperare. Însă, ce mi se pare foarte interesant și de fapt despre asta aș vrea să vă vorbesc, despre momentul ăla în care ai senzația că nimic nu mai poate să fie bine, că ești la fundul sacului, că oricum nu mai contează. Și de fapt îți dai seama că chiar dacă tu te-ai împrăștiat în bucăți și ești rupt în foarte, foarte, foarte multe bucăți, cumva poți să te reconstruiești. Nu cred că ești niciodată la fel și cred că poate că în cazul meu, de exemplu, cred că e bine că nu m-am reconstruit neapărat la fel, pentru că e clar că ceva nu funcționa foarte bine. Am auzit la un moment dat o definiție a depresiei care mi se pare foarte corectă și foarte interesantă. Este imposibilitatea de a te adapta într-un moment dat. Cred că în cazul meu era vorba de o imposibilitate de a mă adapta. Și procesul de construcție sau reconstrucție, mai degrabă construcție aș spune eu, a pornit de la nimic. Aveam senzația că nu o să mai pot niciodată să fac nimic, nu o să mai pot niciodată să am o viață normală, nu o să mai pot niciodată să fac lucrurile pe care le făcusem până atunci. Și am început cu momentul zero. Și am zis, ok, sunt câteva lucruri pe care știu să le fac, așa puțin. Mi-am dat seama că marea majoritate dintre noi nu știm ce înseamnă depresia, de fapt, nici măcar eu n-am știut, am crezut că nebunesc, am crezut că îmi pierd mințile complet. Și m-am dus la doctor cu intenția de a face ceva înainte să fie prea târziu, înainte să ajung complet inconștientă și să fac... cine știe ce, simțeam, cum ziceam și în video, o iminență a răului, nu știam exact ce urmează să se întâmple, dar mi era foarte clar că ceva foarte rău urmează să se întâmple. Și pornind de la povestea asta, m-am dus la un moment dat, într-o dimineață, la doctor, dar mai bine, de fapt, pot să vă mixez asta și continui după aia. Ca să schimb situația drastic, nu o să fie bine. Să găsesc un psihiatru. Și asta cred că a fost clar, salvarea mea. Mi-era foarte rău și plângeam tot timpul și a fost foarte ciudat, așa că lumea în jurul meu mă întreba, dar ce se întâmplă, da? La ce așteptați? Eu și zic că eu aștept la psihiatrie și mă era o chestie foarte ciudată, că oamenii se uitau la mine, efectiv ca la nebun. Țin drept, am închis o ușă metalică foarte grea în spatele meu. Deci, ăla a fost primul moment în care am conștientizat că, oh, wow, chiar sunt într-o instituție în care lucrurile sunt controlate, ușa e cuiată, nu poți să ieși când vrei tu. Și țin minte că doctorița mea mi-a spus că e foarte important să mănânc, să fac un efort în sensul ăsta,
foarte tare că se mișca masa, non-stop, se mișca masa în timp ce mâncam. Și de-abia la un moment dat m-am dat seama că masa se mișca pentru că eu o alegeram. M-am speriat foarte tare, m-am speriat pentru că am văzut celor de oameni. E adevărat că și mie era foarte rău și mi se părea că chestiunea este foarte ciudat. Mă speria faptul că vedeam grații la toate ferestrele. Ți-am viat, chiar super și... Cam asta. Și în momentul când am ajuns în spital, cam la vreo două zile, o zi, două, după ce mi-am revenit cât de cât, am început să mănânc, am început să dorm. Și am început să vorbesc cu alți oameni. Erau foarte multe persoane acolo internate cu depresie. Lucru care mie mi-a fost de un profund ajutor, pentru că pentru prima dată în tot acest timp în care mi se părea că sufăr inutil și că e ceva foarte special cu mine și că nebunesc și că se întâmplă lucruri super ciudate. Brusc eram față în față cu alte persoane foarte diferite de mine, dar care de fapt îmi povesteau aceleași lucruri. Și cred că ăla a fost momentul în care am zis, de fapt nu știm suficiente lucruri despre această afecțiune și cred că dacă am ști, am reușit să depistăm mai devreme depresia. Nu știu dacă știți, dar una din principalele cauze de dizabilitate din România se datorează afecțiunilor psihice, iar depresia este cea mai importantă dintre ele. Statistic vorbind, unul din șase români suferă de depresie, iar grupa de vârstă cea mai afectată este cea a adolescenților cu vârste între 15 și 19 ani, ceea ce mie mi s-a părut cumplit. Am zis, wow, dacă eu n-am reușit să fac față și nici măcar n-am știut ce mi se întâmplă, m-am întrebat oare cum o fi la vârsta aia, care oricum e foarte dificilă, să mai treci și printr-o depresie. Și am început să mă întreb oare ce mecanisme sunt. Practic nu prea sunt în școli mecanisme prin care să poată fi diagnosticată, ce să mai vorbesc de prevenție. Nu există politici naționale, de fapt, nici de diagnosticare, nici de prevenție. Și atunci m-am hotărât să fac un spectacol pe tema asta. Stăteam așa și mă uitam pe holurile spitalului și mă gândeam, wow, ce chestie e asta, cum e să fie, să viața ta să fie între două pastile. Drept care așa a rămas numele. Ce a fost foarte interesant în tot procesul ăsta a fost faptul că pe mine m-a ajutat extrem de mult să vorbesc cu oameni. Am întâlnit foarte mulți oameni care au avut generozitatea de a sta de vorbă cu mine și de a se lăsa înregistrați și de a povesti lucruri foarte intime și foarte puternice și foarte emoționante. Eu am lucrat la proiectul ăsta cam un an de zile și mi s-a schimbat foarte mult perspectiva asupra
depresii în general, dar asupra proprii mele depresii și a parcursului, vorbim practic cu acești oameni. Am înțeles că de fapt este un proces destul de lung până să ajungi să ți se declanșeze un episod depresiv. Mi se pare foarte important și cred că în contextul ăsta, apropo de tema broken, depresia chiar este o dizabilitate. În plin episod depresiv nu mai ești în stare să faci nimic, nu te mai poți da de jos din pat, nu te mai poți spăla, nu mai poți mânca, nu mai poți dormi și ajungi ușor, ușor să te gândești că ai vrea doar să se termine. Și nu mai contează cum. Din cauza asta, practic, marea majoritate, adică cel mai mare număr de sinucideri, procentual vorbind, este declanșat de fapt de sinucidere. Mi se pare un subiect foarte serios și e foarte interesant că practic nu mai ești tu, devii altcineva și atunci trebuie să-ți găsești resorturile să poți să construiești lucrurile altfel și de la început. Pe mine asta m-a ajutat, a fost într-un fel terapia mea și cred că, pe de-o parte, ca toți cei intervievați, mi-am dorit să pot să fac ceva care să-i ajute și pe alții care trec prin depresie sau să-i ajute și pe alții care nu știu încă, dar probabil că trec printr-o depresie. Și am început să vorbim despre asta. E destul de complicat în situația în care, în România cel puțin, e o stigmă foarte puternică legată de depresie. Eu am constatat, poate mai puțin în jurul meu și în rândul apropiaților mei, dar vorbind cu foarte mulți oameni, înțeleg că există o jenă, adică, mi s-a și spus de multe ori, băi, da, nu mai spune oamenilor așa că sufer de depresie, da, de ce le spui oamenilor că ai fost internată, că o să creadă că nu știu ce? Și atunci mi-am dat seama ce trist e că, adică, atâta timp cât ai un picior rupt, e absolut în regulă să te duci la doctor și să ți-l pui în gips sau e în regulă dacă ai un ulcer să-l tratezi, dar dacă ai o depresie trebuie să o ții acasă ascunsă. Și asta m-a făcut să mă gândesc la tipul ăsta de dizabilități invizibile. Ele practic există, sunt printre noi, doar că sunt foarte greu de identificat cu ochiul liber. Adică pot să mă uit la voi în sală și nu-mi dau seama dacă cineva suferă, nu suferă de depresie, a suferit sau n-a suferit, cred că același lucru e și în cazul meu, adică ceea ce cred că face lucrurile destul de complicate. Sigur că stigma asta legată de depresie este legată de imensa majoritate a afecțiunilor psihice, dar în același timp cred că pentru a ajuta diagnosticarea, tratamentul și să sperăm prevenția, e foarte important să vorbim despre lucrurile astea. Și ce am descoperit eu în momentul în care am început să vorbesc public despre asta este că asumarea unei vulnerabilități de fapt te face mai puternic și asumarea acestei vulnerabilități te protejează de fapt și te ajută foarte mult. Eu, mai ales în prima perioadă, apucându-mă de lucru, mi s-a părut foarte important să le spun colegilor mei de proiect exact despre și din proiectul ăsta și din alte proiecte, băi, știți, eu acum poate nu lucrez la capacitatea la care obișnuiam, sunt la undeva la 40%. Ca să știți, adică voi putea lucra probabil în fiecare zi un pic mai puțin de jumate față de ce erați voi obișnuiți. Dar asta mi-a dat foarte multă încredere. Oamenii în jurul meu, oamenii m-au susținut și cred că victoria în tipul ăsta de situații este a lucrurilor extrem de mărunte, a lucrurilor cărora nu le dă importanță. Pentru mine, de exemplu, mai ales imediat după externare, era o bucurie să pot să ies pe stradă, să mă plimb și să simt soarele pe față și să fiu atentă la frunze și cum se aud ele, lucruri pe care poate până atunci nu le băgam foarte tare în seamă. Sau mă bucuram că reușesc să fac micul dejun, că reușesc să dorm. Da, adică cu
pași mărunți. Și cred că în orice situație de tipul ăsta în care te simți împrăștiat pe podea în bucățele foarte mici și nu știi exact cum să le iei și de unde, cred că asta este soluția, ușor, ușor. Și acum o să continui cu o bucată de interviuri din documentarea mea pentru spectacol. E greu la toți, dar la fiecare altfel. În chipurile, ridurile noastre, în expresiile noastre, în lipsa noastră de disponibilitate, în temerile noastre, se văd urmele unei bătălii interioare. Foarte dure. Tot timpul îmi bătea inima, mi-era o frică. Mă întrebau de ce mi-e frică, nu știam să răspund. Numai senzația asta de rău. Rău, dar totul rău. Totul... Nu mai există nimic, nu mai interesează de nimic. Te mai ține așa cât o chestie, cât un fir de păr, ține agățat, nu știu. Deci am aceeași zi, 3 episoade de panică și 2 episoade de depresie, de stări super nasale. Și frică și anxietatea era așa ca o usturime oribilă și depresia era ca o durere foarte mare. Și alternam usturimea cu durere și erau două groaznice. Sunt oameni care descriu că a fost durere sau, știi, eu aveam în același timp și o furie și o... Era o furie foarte mare, nu era... Sigur, era și o durere, dar erau foarte multe sentimente emoții negative amestecate tot timpul, dar cel mai nasol lucru era o lipsă de esențiam că nu mă îndrept nicăieri, că nu urmează... Deci aveam senzația că n-am pământ sub picioare, că nu urmează nimic, că... Și că dacă urmează ceva, nu e pentru mine, nu o să fac față, nu sunt potrivit, asta înseamnă. O stare din asta de paralizie completă, inclusiv în cap. Și asta e greu, pentru că nu când gândesc ceva prost sau bun, dar practic nu mai gândesc nimic. Ca o sufocare, că cineva parcă mă strânge de gât, că îmi bagă gheara în gât, că mă sufoc, că nu pot să vorbesc și imediat plângeam. Deschideam gulacul și nu știam cu ce să mă îmbrac. Și încercam să-mi aduc aminte din trecut cum făceam înainte, adică la modul. Crinuța, vorbeam cu mine, Crinuța, trebuie să-ți iei chiloți, sutie, pantaloni, șosete. Deci atât de greu mi-era să mă concentrez la cu ce mă îmbrac. Nu mai zic să plec undeva, că ieșeam în stradă să cumpăr pâine, mă uitam în jur și nu mai știam unde sunt. Deci efectiv mintea mi-era blocată. Lipsă de sens. Asta e cel mai nasol. Era foarte, foarte frică. Era foarte frică să stau în casă. Mi-era frică de orice, mă trezeam noaptea și muream de frică. Și asta nu înțelegeam. Și eram convinsă că am ceva foarte de nasol. Câte o femeie mă gândeam sau orice altceva. Mi-a fost foarte greu să accept că aș putea fi într-o depresie și... O vedeam ca și cum nu sunt în stare sau să le duc pe toate. Adică m-am văzut foarte slabă și mă urticam că nu sunt în stare să fac mai mult. Asta, adică m-a dărâmat și asta. Am slăbit foarte mult, nu mai puteam să fac nimic, nu mai puteam să mă concentrez la nimic. Plângeam. Am văzut în nenumărate rânduri, mă gândeam să-mi pun capăt zilelor. Am stat pe stradă, pe la colțuri, mă așezam pe bordură, stăteam diversi oameni ai străzi, stăteam pe acolo, mă clătinam, a fost moment, nu puteam să mai merg, mă țineam de zgarduri pe stradă să mă deplasez. A fost foarte dur. Când ești în depresie, ca și cum bat toți la poarta ta, dar tu nu înțelegi, nu auzi, nu vezi, nu vrei să vezi. Ești în lumea ta și strigi și ți se pare că totul e invers. Prima oară când mi-am recunoscut că am o depresie a fost cred prin clasa 9-a. Când am început și eu să mă documentez mai mult și am dat seama că, stai puțin, oamenii din jurul meu sunt mult fericiți, deci clar e ceva neregulă cu mine. Suntem predispuși. Atât prin natura generației, cât și prin natura vârstei. Nu pot să zic că a fost un moment anume, a fost o chestie progresivă de cursul a 3 ani, să zic așa. Cred că prin clasa 7-a,
Și nu cred că a fost din prima depresie, cred că a fost mai degrabă starea asta de adolescență în care ești confuz, nu ce să faci, ești, bă, ești trist, bă, ești fericit, din cum ești, tu gândești celălalt. Numai că văzând că am mai multe zile proaste decât zile bune, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Suntem extrem de singuri și cred că este foarte greu să ajungi la o reală conexiune umană, implică, adică în deplinătatea ei cu alte persoane. Suntem extrem de singuri, atenția noastră nu este... Nativitatea atenției noastre nu mai este îndreptată înspre noi, așa cum e în mod natural, poate în alte generații, pentru că există tot felul de lucruri care ne distrag atenția de la genul ăsta de introspecție și nu ne mai cunoaștem. Practic suntem jumătăți de oameni. Ceva ne lipsește în mod profund. Da, deci cam asta, cam asta ar fi... Eu aș vrea să le mulțumesc încă o dată acestor persoane pe care le-am intervievat pentru generozitatea lor. Eu vreau să continui acest proiect de documentare. Mă interesează în continuare povești personale despre depresie. Vreau să fac un documentar interactiv online care să carteze depresia pe teritoriul Bucureștiului. Imensa majoritatea intervievaților mei sunt din București, așa că dacă aveți piste și știți pe cineva care vrea să vorbească cu mine, puteți să mă căutați pe net, m-ar ajuta foarte tare. Mulțumesc și înainte să închei eu prezentarea mea, aș vrea să vă spun că împreună cu Creative Mornings v-am pregătit o mică surpriză. Este vorba despre o aplicație care folosește realitatea augmentată. O puteți descărca scanând acest QR code de pe spate. Vă duce în cei care aveți însă Android, pentru restul cu iOS mai durează publicarea aplicației, dar scanați codul, QR code-ul de pe spate, vă trimite în aplicația care folosește realitatea augmentată și veți putea viziona o scenă din spectacolul Între două pastile, o scenă augmentată. Asta puteți să luați acasă, să vreți să vă arăt cum funcționează, pot să fac asta acum, pot să fac după. După? Ok.